Doi indivizi au blocat strada Vasile Lupu din cartierul Tătăraș. Una dintre mașini cu număr de vaslui a blocat sensul de mers spre cartierul metalurgiei, inclusiv și linia de tramvai. Din imagini se poate observa cum doi indivizi bine făcuți au deschis portiera din a celelalte mașini și au început să care pum și picioare unui pasager. La un moment dat, unul dintre pasageri fuge. Deocamdată nu se cunosc motivele de la care a pornit conflictul în mijlocul străzii. A fost sesizată și poliția care a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.